Consiliului Local Ghimeș Cojet din data de 25.05.2023. Proiectul ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.04.2023 și cel al ședinței extraordinare din data de 09.05.2023. Cine este pentru? Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023, avizează Comisia numărul 3. Deci avem avizul Comisiei 3. Da. Cine este pentru? S-a discutat tot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Avem pentru. Două abțineri. Avem două abțineri, dar proiectul numărul 2. Interesant cu abținerile respective, că aici chiar am modificat la buget să dăm bani la parohii. Asta e interesant, altceva nu s-a modificat la buget, dar asta e, dacă oamenii așa se consideră că nu trebuie ajutați cetățenii, adică enoriașii locali, atunci se abțin câteodată. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar către parohia romano-catolică din Meșcoget, avizează Comisia 3. Avem avizul. Cine este pentru? O sumă de? Parohia catolică o să ia 60.000 de ron de la Consiliul Local Ghimeș-Făget și a avut un ajutor din partea Consiliului Județean Harghita de 100.000 de lei. Privind schimbarea acoperișului pe Biserica Mare din comună. Asta înseamnă ca cine se abține că nu citește corect proiectele, că nu avem cum să votăm o sumă pentru o instituție dacă nu modificăm bugetul, adică dacă nu facem o modificare, dacă intră bani, iese bani, trebuie să facem o modificare a bugetului. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar către parohia ortodoxă din Meșcăge, avizează Comisia 3. Avem avizul Comisiei, supunem la vot. Tot 60.000 de lei. Tot 60.000 de lei. Toți sunt pentru. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor destinației, modul de verificare și a prețurilor de valorificare a maselor lemnoase, care va fi recortată de către regia publică locală Ghimeș-Cojet, era, avizează Comisia numărul 1. Aici nu a primit Comisia 1, pentru că nu are aviz de la CEA și nu are aprobare de la ITSV. Da. Deci proiectul numărul 5 nu se votează. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și prelungirea duratei prevăzute în contractul de concesiune numărul 3155/10/05/2013, avizează Comisia numărul 2. Aici s-a discutat tot, apare cineva ceva. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2023, avizează Comisia 1. Aici avem avizul. Domnul primar, eventual, dacă... Cu ce? Nu. Proiectul numărul 7. Contractul de asociere. Aici v-a povestit doamna secretară despre ce e vorba, adică ar trebui să nu avem. Nu avem. Bine. Supunem la vot. Cine este pentru? Avem un proiect suplimentar. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 3 pe un teren pășune împădurită la intervalul bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Ghimeș-Făget. Avizează Comisia 2. Proiectul suplimentar. Am identificat încă 2 hectare și ceva cu la Stănișoară, lângă cu posesoratul Bărzava și vrem să intabulăm și el, având în vedere restul sunt intabulate acolo și de-aia am suplimentat.
Supunem la vot. Cine este pentru? La diverse. Un singur lucru, dacă știm că avem o grămadă de treabă cu Rusalie și cu organizare, dar aș ridica o singură problemă. Doamna director de la școala domnului Gargai a venit cu o listă de copii care au participat la Olimpiada Națională, adică la Olimpiada, la concursuri naționale și dacă, eventual, Consiliul Local ar fi dispus să premiem copiii respectivi. Eu am băgat în diverse, nu am făcut proiect de hotărâre, acum ăsta ar trebui, este vorba de, în total, de 26 de copii. Concurs național de limbă și comunicare, concurs național de interpretare, concurs național în limba maghiară, concurs național și interpretare prezentat în legenda populare. Sunt concursuri naționale, olimpiade naționale, la care au ajuns să câștige o poziție bună, adică premii, locul 1, locul 2, locul 3, ăsta nu știu exact, că nu scrie aici, dar o întrebare dacă se poate face ceva cu treaba asta. Eu zic să faceți adică un proiect de hotărâre pentru ambele de școli, pentru ședința viitoare, și adică să nu fie discriminare, că dacă dăm indiferent de solicitare, dacă dăm la o școală, trebuie să dăm și la... Și vedeți, dacă avem din ce, dacă avem din ce, asta trebuie să luăm, să vedeți dacă avem din ce. Dacă avem din ce, da, dacă nu, unele soluții care se pot găsi, că știu, eu nu știu, finanțarea unor excursii sau autobuz, nu știu. Bine, atunci, dacă pe ședința viitoare putem să venim cu o inițiativă, atunci Consiliul Local, dacă găsim o soluție, Consiliul Local e de acord. Bugetul, da. Da. Asta e problema. Bugetul e problema că ziceam că da, dăm câte 100 sau 200 de lei ca premii, dar să vedem cum stăm cu bugetul. V-am spus. Da. Face solicitare pentru ambele școli. Mi se pare corect. Bine. La diverse. Nimeni. Nicio mulțumesc. Domnul primar. Ce? Asta, dar asta nu discutăm acum, că nu are rost. Mulțumim încheie ședință. Mulțumim frumos.